Un colam. Hai de cap, mă. În teacă. Ești nebun. Cum așa? Hai de viața mea. Ia, adu-o mai sus. Hai, boss. Hai, boss, ai obosit deja? Bagă, bagă, că ai stat. De 3 luni de stat în carantină. 2 luni de pauză, nu mi-e așa ușor, eh? Când aveam antrenament, era altă viață. Am pierdut antrenamentul. Ai ce priveliște cu pădure după... Superb, eh? După 3 luni de stat în casă. Știi că când am intrat în carantină, nu era înverzit nimic. Uite, acum totul e verde, fain. Hai, da, lume, suntem sub incidența punctului 8 din noua declarație privind starea de alertă. Suntem la recreere, după cum știți voi, ăsta este un hobby și urcăm pe munte. Suntem maxim 3 persoane, adică toată echipa Detecție Metal România. Și, wow, în sfârșit am ieșit din carantină și din casă, lume. Suntem prima zi pe deal după 2 luni de pauză și sper că voi v-ați pregătit să veniți cu noi. Pentru că noi suntem maxim de pregătiți și abia așteptăm. Salutări din nou la toată lumea. Ne aflăm pe o pantă, nici nu știu ce înclinație are, dar e destul de mare. Și putem spune că ne aflăm astăzi în spațiul ăsta. Baioneto Paftalo Pontic. Și căutăm urmele ale marelui Rasboiu, cum spuneau străbunii noștri. Imaginați-vă pe dealul ăsta și în vale și în deal și pe toate râpele astea. Imaginați-vă plin de soldați fugind sus, pe aici, pe în jos, pe în laterale. Zgomote, sunete de foc de armă din toate direcțiile. Toți pitiți prin tranșee pe aici pe sus. Ce viață grea au dus oamenii. Vai, vai, vedeți că nu e bine, lume. Antrenamentul nostru nu mai este... Vedeți că începem să urcăm și încercăm să ne menținem în picioare, să nu o luăm în cap pe pietrele astea. Ne trebuie acum să ne antrenăm din nou, să urcăm la munte mai des, pentru că ne-am îngrășat multe chile și nu e bine. Momentan, chiar dacă nu găsim nimic interesant, găsim bucăți de schiji. Ceea ce înseamnă că ne apropiem de zona de bătălie oarecum. Vedeți că aproape am urcat tot dealul ăsta. Mai avem, cred că, cam 100 de metri. Nu mai e tare mult. Dar partea bună e că începem să găsim chestii. Încă un lucru foarte tare, începem să dăm de conserve militare austriece sau germane, ambele au folosit, ambele armate au folosit conserve similare. Lucru clar este că au mâncat pe aici, vedeți forma asta, sunt conserve folosite prin 1916-1917, lucru bun, înseamnă că au campat. Chiar dacă nu sunt spații de campare foarte mari aici, niște tranșei din acele gigant, sunt spații mici individuale, ceea ce înseamnă că soldații se mai opreau, mai mâncau câte o conservă, mai câte o gură de apă, mai stăteau la pândă. Acum nu rămâne decât să găsim și alte chestii. Deci primele indicii sunt din ce în ce mai bune, vedeți? Ne apropiem de zonă, zic eu. După cum v-am zis, chiar am dat de zonă și ne apropiem de apogeu, de vârf, ci cam am înțeles că i-au găsit o baionetă. Eu am aici un semnal de 80. Da, așa am și eu tot semnal de 80, dar stai să vedem ce este. Chiar 81. Undeva acolo. Dai că lăsăm astea jos. Hai că încercăm să dăm așa foarte ușor la o parte.
Da. E ceva interesant totuși. Avem aici un capac de la o grenadă lumei. E o grenadă din aceea stick, niște bețe germane. Da, uite, am găsit un capac de grenadă stick din zinc. Dar vină tu un pic aici, că nu poți cobor. Uite, are baionetă la el, auzi la el. Ascuțită și pe partea și pe alta, tipul mnat. Ia să vedem. Deci, spațiul e baionetă, dar să vedem dacă e și pe aftalo. Super baionetă. O baionetă. Iar sați înduite. Dar fii atent, e ascuțită pe ambele părți modelul ăsta. Vezi? Tipul mnat. Deci ascuțită și uite ce vârf ascuțită, e altfel. Superb, cu mânerea întreg, completă și uite. Și capace, ia uite, tot mai multe din alea. Înseamnă că s-au bătut la grenade pe aici, înseamnă. Prin dealul ăsta de sus, cred că stăteau câțiva nemți sau austrieși cu echipament german și dădeau în jos. Că rușii cred că au atacat pe jos. Sau din vale au urcat aici și se băteau. Asta înseamnă că trebuie să mai dăm de chestii pe aici. Important e că au avut și baionete și s-au luptat la baionetă. Acum nu rămâne decât să găsim și ceva rusesc, să vedem. Deci, austriecii au stat, să vedem dacă și rușii au stat tot aici. Ăsta, da, topuraș. Ce fain e, mă. Și un copac ăsta. Un copac, da. Vai, cât e de fain, doamne. Starea lui e imbapecabilă. Vai de cap, partea asta n-are nimic. Da, marcajul ăsta direct pe perete. Vai, ce toporiciu. Îți dai seama ce oțel e ăsta dacă n-a ruginit aici în solul ăsta acid? Riciu, riciu, toporiciu. Ăsta oțel. Printre toate piesele de pe aici, dați și un obiect mai interesant. E un mic felinar. Aici era cu gaze, știu ceva, ceva combustibil, cu fitil. Și cred că îl punea într-un compartiment cu sticlă și lumina frumos. Am impresia că capacul, când se lua de aici, se muta aici. Foarte tare. Este din zinc, după cum puteți vedea, este gol în interior. Faină piesa. Sunt aici, sunt adăposturi și pe marginea adăpostului am găsit acest felinar micuț. Nu-i mare, vedeți că încape în palma mea. Cine știe, poate mai dăm și de ceva mai interesant. Am auzit că el are o plăcuță de identificare austriacă. Nu știu, o verificăm mai îndată să vedem ce-i cu ea. Vedem una bucată de plăcuță de Dogtag. Ia uite la el. Plăcuțele de identificare austriece. Care în interior aveau o hârtiuță cu numele soldatului, de unde era el, când s-a înrolat, toate datele alea. Bineînțeles că hârtiuța a putrezit după mai bine de 100 de ani. Dar plăcuța asta, recipientul a rămas. Superb. De aici țineau la gât. L-a pierdut. No, lume, ce vă ziceam eu, când ajungem la vârf, avem o priveliște superbă. Cam asta e priveliștea. Îmi era dor maxim de munte, nu știu. Cred că și vouă vă era dor, mai ales că a stat și voi prin casă. Însă suntem aici. Este deja destul de târziu, este aproape ora 5 după amiază. Și noi suntem la vârf și avem foarte mult de mers pe jos. N-am mai găsit nimic, însă priveliștea asta a meritat tot efortul. Tocmai aici am mai găsit o bucățică, o piesă pe care scrie 1917. Asta o lăsăm un pic aici, pentru că mai e sus o leacă. Asta am mai găsit o baionetă, o lamă. Una bucată lamă aici, deja ora 6 și 2 minute. Stai leacă, că nu mai pot. Am urcat la 1100. Olele, cum stă lămuța aia. Uite ce stare. Wow, 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 ce fain e și de aia rotundă aici. Lama, lama ersați. Și pe aici intra vârful la țeava la pușcă. Puf! Și cu asta, uștia.
Între pietre, vezi? Între pietre, a. Mă, ce stare bună. Stare faină, da. Păcat că nu era alt model mai marcată cumva. Da, aici. Ce are, un ien? Sunt ceva niște literici. Ce să mai crezi, că eu nu mai cred nimic. În colam. În colam. Hai de capul meu. Este în teacă. Ești nebun. Cum așa? Hai de viața mea. Ia, adu-o mai sus aici, că nu mă pot aplica. Hai de capul meu, ia. În dreapta, Oleg. Fii atent, că e modelul ăla. Uite, cu șurub sus. Și rar, uite lemnul original încă pe. Wow, 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 asta trebuie să arate bine, cred că-n teacă. Și lemnul original pe ea. Wow. Mamă. Da, pesă. De când am mai găsit-o la teacă? Haide, capul meu. Urmează scoaterea. Urmează să scoatem baioneta din teacă. Ai, a ieșit. Dă o leacă la ea. Nu? Nu e rea, dar nici excepțională, nu-i? Nu, o să vezi rezultatele. Rezultatele? Stai că ți le iau și pe tablet. Ia-le și pe ale mele, că nu le mai pot lua. Vezi că ai uitat o prindere de pafta. Rezultatele de astăzi. Nu-i rău, baionetă în teacă. Toporiciu, riciu, riciu, toporiciu, cu marcajul ăla fain, cu copac pe el. Lampa aia, o bucată de liner de cască Adrian Rusească, o din aia de gheară de cățărat, un topor, un tag, o conservă germană, o prindere de pafta, austro-ungară, două baionete ersați răsucite, o baionetă rusească de Mosin Nagant și două tije de curățat armă. Nu-i rău. A fost o zi pe cinste, pentru prima zi după carantină, fără antrenament. O zi cât de la ora 1 după amiază până acum. La ora... cât este? Toporul găsit. Urmează să-l curăț în electroleză, la fel și baioneta care era în teacă. O legăm, da, și pe asta. În episodul de astăzi o să aveți și partea de curățare, a două piese, nu mai mult, pentru că nu prea avem timp. Toporul ăsta frumos cu marcaj pe care o să-l legăm. Apa n-am schimbat o electroliză, dar încă nu mai faci. Nu contează, o să-l deci pun aici. Cât îl lăsăm? O oră, două? Două ore. Două ore. Așa zic, fac și să leg și baioneta. O să punem și baioneta și toporul. Mai zic să dau un, o perie de sârmă să-i dau. Nu rămâne decât să ne vedem peste 2 ore, când electroliza va fi completă, după care vom lustrui un pic obiectele la peria de oțel, pentru a da jos toată rugina care va cădea după electroliză. Sper să fi făcut toate electroliza. A, la câtă spume aici, cred că au făcut. Aici un pic de ștanță. Hai că se face frumos. Asta e rezultatul final pentru topor. Uitați-vă aici marcajul, copacul ăsta, superb. Nu știu, s-a păstrat într-o formă excepțională. Uitați-vă un pic la patina asta, gri. A avut și pană. Superb. Deci pe partea unde e marcat s-a păstrat și mai bine. Un oțel de foarte bună calitate și lucrat frumos, după cum puteți vedea. Nu știm acum de care nație o fi, doar că e găsit pe zonă austriacă, e posibil tot austriac, sau nu, și chiar și rusesc. Fii atent, un vultur mic acolo. Vulturul austriac. Marcaj. Și... a, da. WG și încă ceva. Aici încă o literă. Da, frumos. Asta nu mi-a făcut prea bine electroliză, că am pus prea multe obiecte. Nu faceți voi așa. O să mai punem o dată. Puneți câte unul pe rând. Bine, noi am încercat să grăbim procesul un pic, dar oricum nu arată foarte rău. Ia uitați-vă, lama destul de bun. Și mai are și lemn încă original. Pe aici nu are marcaj. Nu. Fără. Superbe oricum piesele. Cel puțin toporul e
piesă de piesă. Haide, capul meu, e ora 8:17 minute. Începe să se întunece. Noi suntem morți de oboseală, rupți. Am făcut aproape de 30.000 de pași. Am umblat cam mult, ce să zic, ca prima zi. Mâine cred că o să ne trezim amorțiți de febră musculară. Oh, Doamne! Oricum, ne-a plăcut maxim. Și acum așteptăm să se mai facă vreme, weekendul următor, poate și iarăși. Și mai avem vreo jumătate de oră până la mașină. Nu mai am ce să mai zic că sunt rupt și nu mai am nici idei. Dar ca de obicei, nu știu, vă zic de acum, din nou, nu uitați să stați pe afară cu mască de data asta și cred că ne vedem data viitoare. V-am lăsat. Pa! Pa, pa!